Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mamă, vine perioada grătarului. Salutări tuturor. A venit deja, ce să mai... Ascultătorilor și prietenilor noștri vegani, vegetarieni. Vin vremuri grele pentru ei, o să înceapă să plutească prin toate cartierele miros de mititei, da. Cărnăciori, ceafă de porc. Nori de mititei. Da. Trebuie să ne gândim și la ei. Că și ei sunt ai noștri. Păi noi ne gândim de fiecare dată, ei și invităm câteodată. Da. Păi și ei ce să facă, mă, săraci de ei, când simt carnea cum frige pe grătar? Tu îți dai seama cum e tentația? Ce tentație, da? Cum ce tentație? Păi nu-i tentează, îi scârbește. De ce ar trebui să-i tenteze? Principiul ăsta. Cum e pentru ei că sunt scârbiți de fiecare dată când faci tu un grătar, te duci în Valea Doftanei acolo, tragi pe dreapta. Știi că ne ascultă și veganii acum. Și pe mine mă deranjează mirosul de iarbă că am alergie. Și o asociez cu neplăciri, dar asta nu înseamnă că am ceva cu vegani. Iarba proaspăt cosită îți face rău? Da. Da. Polenul de fân, așa îi zice. Exact. Da. Se poate ajunge la probleme mari, în justiție. Am citit că o familie de vegani din Australia. Așa. E scoasă de minți că vecinii fric carne pe grătar. Și i-a amenințat cu tribunalul dacă mai gătesc cu geamul deschis. Asta ar mai lipsi, grătar cu geamul închis. Da. Cum să faci? Practic nu mai faci deloc, n-ai cum. Dar micii din Mazăre, dacă îi faci la grătar, veganii ce zic ei, ce zic? Ce părere au ei despre micii? O să deschizi geamul atunci, da. Măcar atât. Și a ce miros, săracii de ei? A ce miroase micul de Mazăre pus pe grătar? A legume la grătar. Zici. Cumva. Nu știu, mă gândesc. Luca a făcut la grătar. Da, dar n-am remarcat un miros particularitate. Da, acum stăteam să... Dar miros a micii a grătar sau sunt ca țigările alea electronice, care miros a șosete murdare fripte pe tablă? Nu, rău n-au mirosit, nu. Și nici gustul n-a fost foarte rău, să știi. Aha. Adică e un surogat acceptabil. Da. Deci, inițial, în Australia, veganii au încercat cu frumosul, au lăsat un mesaj. Bună ziua, vecină, scriu ei. Ai putea, te rog, să închizi geamul când gătești? Familia mea este vegană. Mâncăm doar alimente pe bază de plante, iar mirosul cărnii pe care o prepar ne face să ne simțim rău și furioși. Vă mulțumim foarte mult, Sara, Wayne și copiii. Dacă era scris de omul meu din avion, ăsta era cumnate. Să trăiască familia. Dacă mai faci grătare, vezi că mă ia capul. Da, vin peste tine. Și vecinii atenți au citit bilețelul și au răspuns imediat, organizând un grătar în curtea comună a clădirilor de apartament. Adică, băi, și ăștia răi. Da. In your face. Au mers pe provocare maximă și au urmat un nou bilețel. Atenție, zice, ultima avertizare. Îți bați joc de noi și nu ne iei în serios. Dacă acest lucru se va mai întâmpla, vă voi raporta autorităților. Dacă și ce spunem pliculețe de cei pe clanță. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.